Conform calendarului de pregătire și desfășurare a alegerilor parlamentare din 11 decembrie, miercuri 9 noiembrie, la sediul Biroului Electoral Județean a avut loc tragerea la sorți a ordinii pe buletinele de vot. De astăzi, știți ce locul pe buletinul de vot? Numărul 1 e ALDE, numărul 2 UDMR, PSD e pe locul 3 și PNR pe locul 4. Așadar, ei mai mici în față și după aia începem noi și ceilalți după noi. Probabil că așa va ști și istoria scrisă a acestor rezultate după 11 decembrie. Tot prin tragere la sorți s-a stabilit apoi și ordinea pe buletinele de vot a partidelor neparlamentare și a alianțelor politice ori electorale. Pe locul 5 se află Partidul Noua Românie, pe locul al 6-lea Alianța Noastră România, pe locul al 7-lea Uniunea Salvați România, pe locul al 8-lea pe buletinele de vot urmează a se regăsi Partidul Mișcarea Populară, iar pe locul al 10-lea Partidul România Unită. Pe buletinul de vot urmează apoi, în ordinea în care au fost trase la sorți, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și, la sfârșitul buletinelor, candidații independenți, în ordinea în care aceștia și-au înscris candidaturile, respectiv Daniela Pepene, Ioan Spiridon, Sebastian Burduja și Andrei Carabelea. Campania electorală începe vineri 11 noiembrie și durează până vineri 9 decembrie inclusiv. Candidații din județul Neamț vor lupta pentru 8 locuri de deputați și 3 locuri de senator.